You guys have arrived at the place people from all over the world dream of visiting. But guess what? Only a few ever reach, so congratulations and welcome. You can see, when you look down straight, that is Sal. That is Bergerac Famous Beach Club. That's cum arată lifturile. Aurite. Welcome to the Royal Suite, the jewel in the crown of Bergerac. I have a surprise for you. Okay. Her bedroom. Wow, cum arată. Take a shower and be surrounded by 24 karat gold. You can always rotate the bedroom with a simple touch of a button. Ia uite ce bine îmi stă în suita regală, Ion. Putem bea un cappuccino cu foiță de aur. Este cea mai luxoasă locație în care am fost noi vreodată, efectiv. Salutare tuturor, bine v-am regăsit la un vlog marca Hai Hui în 2. Salutare dragilor, Ion, vreau să te întreb ceva. Atunci când spui Dubai, ce-ți vine în minte? Care e prima imagine? Pot să spun doar atât, aveți un indiciu în această imagine din fața voastră. 1, 2, 3 și... Hai că v-am ajutat puțin. Da, astăzi o să facem un tur al celebrului hotel Burj Al Arab. Denumit drept singurul hotel de 7 stele din lume. Iată că astăzi o să ne primească și pe noi prețul de câteva ore. Abia așteptăm să vedem cu ochii noștri luxul, exuberanța cu opulența. Care se laudă. Exact, serviciile, facilitățile de top. Am auzit că au un heliport, au foarte multe piscine, restaurante. Eu sunt curios să văd cum arată o cameră, sincer. Și eu, asta este curiozitatea cea mai mare. Pentru că prețul e destul de mare, până la urmă e unul dintre cele mai scumpe hoteluri din lume. Noi încă nu știm ce ne așteaptă, să ne înțelegeți. Am venit aici într-un cadru organizat de cei de la Sejur în Dubai, cărora le mulțumim pe această cale. Vă mulțumim, căutați-i pe Instagram, lăsăm un link în descriere. Dacă vreți să veniți în Dubai și vreți să vă organizați vacanța, colaborați cu ei, pentru că sunt niște români senzaționali. Nici n-am visat în momentul în care am ajuns în Dubai că o să am șansa asta de a păși în lumea magică Burj Al Arab, pentru că este o lume magică dincolo de ce vedem noi în exterior. Este simbolul Dubaiului, este locul care a pus Dubaiul pe harta mondială a lumii. Și încă un lucru important e că ținutele de astăzi sunt asigurate de Calvin Klein România. Uitați-vă la noi ce frumoși suntem! Yay! Așadar, să înceapă aventura Burj Al Arab sezonul 3, Hai Hui în 2. Și vă rog cu noi! Da, se pare că suntem doar noi doi în acest tur. Și suntem despărțiți. Suntem despărțiți de acest perete de sticlă. Mergem cu o mașinuță pe aici, prin curte. Thank you for joining us on the Inside Burj Al Arab tour. We are looking forward to guiding you through this world-famous landmark and taking you on a journey which few have gone on before. Construction began on this megastructure in 1994. The island took 2 years to create, with the hotel taking 3 years to construct afterwards. At the end of this track, as Burj Al Arab comes into view, you will notice it is set slightly offshore on a man-made island 280 meters into the ocean, making it seemingly float just above the water. There are many features which are unique to Burj Al Arab, including the iconic helipad, which is hosted on a cantilever platform 210 meters high, and the stunning sky view bar, 27 floors up, with uninterrupted ocean views. As we journey closer to the hotel, you get a greater sense of how tall and majestic this megastructure is. We are about to start crossing the coveted 340 meter long bridge, leading to Burj Al Arab, where many wish to tread, but few have been able. We will be stopping shortly and have a camera set up for the perfect shot. While you wait for your turn, please take in the breathtaking views of Medina Jumeirah and Jumeirah Beach Hotel. Acum cred că o să oprim puțin să facem niște poze, să facem câteva cadre. Adevărul e că mi se pare una dintre cele mai frumoase plaje. Priviți nisipul cât este de fin și faptul că ai intimitate, până și culoarea apei mi se pare mai frumoasă aici. Da, nemaipomenit. Trebuie să ne grăbim puțin pentru că suntem în întârziere. Foarte faină și această zonă din stânga, această plajă privată. Wow, pur și simplu wow. Și din fericire astăzi este mai răcoare. Sunt nerăbdătoare să-l văd îndeaproape, pentru că de la distanță este nemaipomenit. Let's go! Foarte fain că e ghidat turul și aflăm foarte multe informații. Bine, ne-am și documentat înainte destul de mult și
Știam la ce să ne așteptăm. Plajele acestea sunt private de o parte și de alta. Teoretic, doar dacă ești cazat aici sau la Jumeirah Hotel, poți accesa plaja în sine. Altfel, o privim de la distanță și ne bucurăm și noi de aceste imagini. Acum intrăm în incinta hotelului. Uitați ce mașini sunt parcate aici. Lamborghini Urus, Tesla, BMW seria 7, S-Class. Sunt Touareg. Ideea este că în momentul în care te cazezi aici, ai 3 opțiuni, sau hai să zicem 4 opțiuni de transport. Poți veni cu elicopterul, pentru că există un heliport pe acoperișul clădirii. Poți veni cu una dintre mașinile de protocol pe care Burj Al Arab le pune la dispoziție, și anume Rolls-Royce. Poți veni cu propria ta mașină sau, de ce nu, cu taxiul. Dar eu aș opta pentru varianta Rolls-Royce. Sincer, mi se pare că e un pachet complet în felul acesta. Hello, Burj Al Arab! Hello, thank you. Welcome to Burj Al Arab. Would you like to have some risotto for refreshing your hands? Oh, yes, please. Thank you. Ce primire frumoasă, e foarte bine aici pentru că e răcoare, apare destul de cald și sunt foarte nerăbdătoare să văd exact ce ne așteaptă în acest tur. Eu credeam că ne vom plimba cu acea mașinuță și eu, pe afară, prin exterior. Pe afară, în exteriorul clădirii, dar se pare că avem parte de mai mult de atât și acum emoțiile încep să fie și mai mari. Ne-au sărit, să sincer da? Spun, da. Nu, eu am emoții, că mi se pare uimitor, adică mă uit în jur și deja încep să văd foița de aur folosită aici destul de mult în construcția hotelului. Welcome to Burj Al Arab. My name is Frederick and I'll be your host. Well, you guys have arrived at the place people from all over the world dream of visiting. But guess what? Only a few ever reach, so congratulations and welcome. Thank you. Thank you. Well, allow me to briefly share with you the vision of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, the Vice President of the United Arab Emirates and the ruler of Dubai. His Highness wanted to create something that has never been designed before. That is a landmark that will put Dubai on the global map. But how do you find the best? In order for His Highness to represent this vision, he had a competition, which was won by an internationally acclaimed interior designer by name Quan Chu. Remember this name, because throughout our journey, you will listen to it quite often. Our Emirati culture is all about hospitality. We love to welcome our guests and treat them like one of us. And here inside Burj Al Arab, it is an extension of the same tradition, but taken to the next level. In any moment from now, we'll be walking across these doors. It is a feast for your senses. Take it all in and pay attention to every detail. Okay. When we get to the lobby, I want you all to look up. It is my favorite part. You will be standing at one of the world's tallest atrium, soaring at a whopping of 180 meters tall. Yes, 180 meters tall. When we are there, and when you keep looking up, you will see a variety of colors. And you may ask yourself, but why all these varieties of colors? Well, these colors are not there for fun. They are very important to the hotel design concept. The interior designer, Quan Chu, she uses 4 elements to represent this. Earth, water, air, and fire. And all of this was taken from an ancient symbol which signifies the tree of life. When we get to the top of the escalator, we shall see Burj Al Arab famous fountain. Since it's a walking hotel, we will not stop. We will take a brisk walk around the fountain and we'll head straight to the panoramic lift. Să înceapă călătoria magică prin lumea Burj Al Arab. Observați foarte multe flori aici.
dar am citit astăzi o informație prețioasă și anume că hotelul are 16 floriști angajați. În acest acvariu trăiesc peste 50 de specii de pești. Wow! Uimitor! Incredibil, acesta este atriumul. Să știți că amețesc doar uitându-mă în sus. Poate nu avem voie să filmăm foarte mult aici, în zona asta publică, pentru că nu ai voie să filmezi clienții, vă dați seama. Dar o să trag cât pot. Ce vorbești? E luxul de pe lume. N-am mai văzut niciodată o asemenea clădire. We are about to ascend 200 meters above sea levels. This panoramic cliff. Come in. This panoramic cliff provide exclusive access to the 25th floor and to the top floors of the hotel. And don't miss it. It takes only 47 seconds to get to the 25th floor. Haideți să vedem pe Andreea. Yay! Haideți să vedem câteva secunde. I cannot look. Oh my god! Well, as you can see, when you look down straight, that is Sal. That is Bergerac Famous Beach Club. It was fitted in 2016 and it was taken right away from Finland and it was fitted here in separate segments. The view a little bit blur. If not at my right hand side, you will have seen Palm Dubai. The view is a little bit blur. And at the left hand side, you will see Ain Dubai. This has changed the style. Andrea, so, people don't like this is I don't like, but this is a lifetime experience. So. Okay. Am ajuns. Wow. To the 25th floor. This is technically the 5th story of the building because each suite spans over 2 floors. So enjoy the beauty, fascinating beauty as you walk to the experience. Thank you. Thank you. Wow. Uitați cum arată lifturile aurite, totulite din aur. Iar aici în capăt se găsește o machetă în Burj Al Arab. În miniatură, uitați cum arată. Cum spunea Andreea mai devreme, sunt foarte, foarte multe flori aici. Acum mergem să vedem o suită regală, cred că este cea mai scumpă. Welcome to the Royal Suite. This is where celebrities, head of state and high profile guests often choose to stay when they arrive in Dubai. And you even have your own private butler. So gather around, let's knock and see what happens. Anybody home? Anybody home? Exactly. Oh. Wow. Welcome to the Royal Suite, the jewel in the crown of Burj Al Arab. My name is Jorge. I have been expecting you. Please come in. Thank you. Good afternoon. Are you okay, guys? Well, my name is Jorge and I will be your butler throughout your journey. My job is to make you feel like a superstar. Yay. Thank you. Anything you want or need during your stay, it would be my pleasure to make it happen. A reservation in one of our restaurants, a chauffeur travel, even an afternoon tea, I will arrange everything. Now, thank you. How spectacular is this entrance hall? I love the impressive golden and marble staircase, the 24 karat gold plate ceiling and walls, even your own private elevator, all designed to amaze you and your guests. The Royal Suite is bright and colorful and it looks amazing on camera. Please feel free to take as many pictures as you want. However, please keep up because we have many things to discover. Are you ready for your first visit to the ultimate living? Yeah, let's go then. Thank you. Wow. Mom, this is amazing. We're about to open the living room. Get ready for a blast of color. Okay. Yeah. Wow. Wow.
Earlier today, we learned about the four elements: water, air, air, and fire. We can see more yellows, red, and even orange color, like in those walls. These seal walls appear to change color throughout the day, depending on the light. Even during night, we can see different shades. His Highness wanted this room to have a totally welcoming feel, whilst still being beautiful and luxurious. He envisioned this room to have an international design elements, including Arabian motifs. The royal suite features many antiques from all over the world. This Japanese screen, for example, dates back on the 19th century, over 200 years old. But talking of a screen, let me show you the next room, please. It's easy to forget when Burj Al Arab opened its door more than 20 years ago, all the technology in this room were cutting edge. The remote control lights, blinds, even a 55-inch TV were rarely unheard of. Nowadays, however, it's considered a routine, right? Yeah. Now imagine yourself taking a rest in one of those spectacular sofas, while in the meantime I would be upstairs unpacking your bags and start to run you a bubble bath. But you haven't been upstairs and I don't want to waste your time, so let's go, guys. Thank you. How much costs per night this suite? More or less $25,000. It takes 2 weeks to clean each side of this iconic hotel. So imagine yourself, you're walking with your exclusive Burj Al Arab bathrobe when suddenly the cleaners appear here. Do not worry, the window is triple laminated. It means they cannot see in, but however, you can see out. I have a surprise for you. Okay. Oh. Welcome to Majlis, a traditional Arabic meeting space where you can have a rest and have fun with your family or friends. Maybe some of you think that this room is too pink. Well, actually, the first suites were rejected by His Highness for not being pink enough. The interior designer Huan Chu took the inspiration from a vivid pink candy, Brighton Rock, which is an essential part of the English seaside holiday. Many celebrities over the years have stayed in this room. Just to name a few, ex-football player Wayne Rooney, the Formula One driver Lewis Hamilton, even Nelson Mandela. Wow. Now, we are about to open her bedroom. Yes, I said her bedroom because Royal Suite has a separate bedroom fit for both King and Queen. Like in every room, unique materials has been sure to create this breathtaking bedroom environment. Look at this wall. Every ladybird was hand-stitched with golden thread, and it was the last kind of its role. It is also matched with the duvet cover and curtains. And now that's what I say, special attention to details. But earlier I mentioned I ran you a bubble bath, right? Yeah. Let's see how it's going. So imagine yourself here taking a bubble bath, or if you prefer, take a shower and be surrounded by 24 karat gold. Burj Al Arab is the only hotel that provides these toiletries as amenities in a redesign to all our guests. If you want to smell or feel like a Burj Al Arab guest, you can purchase all our products downstairs in our boutique shop. Bathroom, slippers, etc. Remember when I say special attention to details? Look at this wavy pattern marble. It looks like one piece, but actually it took 6 months to find out how to cut the marble to appear like one seamless single piece. But if you are not in a mood for a bath, please head back. I'll show you something else. I'm sure this is not the only view that will catch your attention. If you look at up, you will find a mirror, which is say a woman should be able to see all her beauty from all angles. Yeah, I agree. For a perfect night rest, we have a spectacular helio menu with different styles to choose from. Another surprise awaits for us behind these doors, and this is the most opulent. This is the master bedroom. Here you will find the most exclusive designs. Look at this wall, even more hand-stitched with golden thread. They were sourced from the Akayev of one of the best fabric houses in Europe. The TV is set into the ceiling, but maybe you're tired of watching TV.
You can always rotate the bedroom with a simple touch of a button. But nice. Talking of rotation, our partner attraction in Dubai is opening soon, the next month, 23rd of October. It has changed the skyline of Dubai and added a new view from Burj Al Arab, like the building of the Palm did 20 years ago. Now guys, before leaving this room, let me point out a couple of things. In this room we have a magnificent dressing room and an amazing bathroom that you must take a look, please. Beautiful yellow sienna marble was the last block available and was reserved for Gianni Versace. Oh. Juancho had to submit a proposal to buy from the quarry when he died in 1997. The handmade carpet from India, the marble from Sicily, Italy, and the fabric from the royal suppliers in London, all what you see in the royal suite is about opulence. But now I'm sure you want to share this spectacular moment with family, friends, or even in your social media, right? Yeah. I have the best spot for you if you follow me, guys. So as I said before, many celebrities and even Justin Bieber post a video of himself dancing in this very staircase. So now this is the final wing of the Burj Al Arab and one of the most prestigious, the dining room. Wow, what? Wow. Juancho called this room the Sun Bath Room because we can see the four elements recurring here. You remember the wallpaper upstairs? Look at these fabulous curtains. Once you know how much they cost, you would prefer look at them instead of the amazing views. The price is enough to get one night in this amazing suite. Yes. So, now, this room has hosted many different occasions. No matter whether you are in an international diplomat, a New Year's Eve party, or even a romantic anniversary dinner. Every detail is thoroughly thought through. Even guests have the choice to dine with their own personal chef. And now, guys, this is the final win. The library in the royal suite. The library also features its own dressing room and bathroom. But if you are wondering why there is a bathroom in a library, this is because the royal suite can be comfortably accommodate up 6 guests and this room can be converted into the third bedroom upon request. Unfortunately, our time in the royal suite is coming to an end, but you have still more things to discover. Like every great story, there are many different chapters and you have experienced the welcome, the atrium, the fountain and of course now the royal suite. But now, please allow me to take you to the beginning, when Burj Al Arab was born and became a catalyst of Dubai's growth. Because our story is about people, vision, and of course, world-class service. Thank you for letting me be your royal suite butler. Please allow me to take you to the experience suite. Thank you. Wow, the experience. Thank you so much. Thank you. This way. Oh, this way, okay. Stați că ne-am rătăcit puțin. Cum a fost? Doamne, incredibil, deci câtă opulență. Culoare, opulență, lux. N-am mai văzut în viața mea. I'm speechless. Amazing. We have much more to discover here at Experience Suite. We have free Wi-Fi in the whole suite, so please use it to scan the QR code that we have in each entrance. Am avut doar 15 minute la dispoziție în suita regală, dar a fost atât de intensă experiența și atât de frumoasă. A trecut foarte repede, am avut impresia că am stat câteva secunde, nu știam unde să mă uit, foarte multe culoare, foarte multe elemente. Sper că am reușit să filmez. Sperăm că am reușit să filmăm bine, pentru că a fost așa totul pe repede înainte, dar am încercat să ne și bucurăm. Acum haideți să aflăm împreună secretele Burj Al Arab. So this was the original Titian sketch where he was having dinner at the restaurant called Chicago Beach Hotel. It was just front of the Burj and it got demolished because the construction of Burj. Okay. So he just drew a small sketch which inspired the sail passing through him. So it's a original napkin sketch. De la această schiță a pornit proiectul în 1993. So he's Tom Wright, the architect. He's a British architect. And he also had a plan of doing a different arrival to Burj Al Arab. Nowadays there people are coming in Rolls Royce, but he wanted something very adventurous like zipline and underwater tunnel arrival. So by His Highness approval, I think it was rejected because of some safety issues. So they planned the bridge. Yeah. So she's Juancho, the Chinese interior.
Okay. The brief basically asked us. These are the original sketches of her. Și acestea sunt schițe originale. Deci acestea sunt schițele originale, yes, the lobby. We've been here. Yeah, wow, amazing. Incredibil, uitați-vă și voi, vedeți elementele reale, tot ce s-a folosit în momentul în care schița acestui proiect atât de măreț a fost pusă pe hârtie. Incredibil. Da, mă simt ca într-un basm astăzi și sperăm să putem reda din bucuria noastră, pentru că și noi suntem ca niște copii într-un parc de distracții. And we saw everywhere we were speaking about the four elements. Yeah. So when she was selected as an interior designer, she spent a lot of time in the desert, in the museums, and to know the tradition of Dubai, UAE. So she thought, in desert, people are very connected to these four elements, and it's very necessary, like water, earth, air, and fire. So she got this concept to the sheikh, and because the atrium was all about white, and he wanted to be colorful, so she just got this concept to make it more colorful with the four elements idea. The truss which is holding the whole building, it has a great support. It's around 165 tons with 65 meters. So the bolt over there, it's around the car weight of a Volkswagen which is carrying the whole truss. Okay. The single bolt is so heavy. Cum se vede de aici de sus, Dubaiul, o parte din el. Abia așteptăm să vedem finalizată și această construcție. Anul următor, în noiembrie. Deci exact ce vă spuneam într-un video anterior, și anume că data viitoare când vom veni în Dubai, se pare că vom avea parte de alte și alte imagini. Again, we had 250 designers, 3,000 companies involved for the construction. It was a very huge project. Very huge. 5 years. Yeah. They took 3 years just for the construction of artificial island. This was the very biggest challenging task for them to create an artificial island. And just 2 years to construct the hotel. Mm-hmm. Okay. Nu cred că am precizat, dar hotelul a fost deschis pe data de 1 decembrie 1999, adică de Ziua Națională a României. So wow. Here we speak about the old uniforms and the new uniforms. So these are the uniforms which were designed in the opening of 1999, and the opening of Burj. Okay. So these were the uniforms were designed by Bruce Oldfield, a British designer. He also designed the dress and the materials for Prince Diana and other royal families. So he was the one, and his team, not only him, and he was a part of the designing team. Yeah. So he was included the designing of the Burj opening. And these are the new ones. And these are the new upgraded uniforms, which presently we are using this. Okay. This thing. Deci acum avem o legătură între trecut și prezentul Burj Al Arab, extrem de frumoase și de autentice, că oricum păstrează din elementele tradiționale. If you see this view, you can see almost all of our Jumeirah properties. Wow. This is Jumeirah Beach Hotel. We have Wild Wadi Water Park. We have Mina Salam. We have Al Nasim. We have Madina Jumeirah. All the Burj properties is in the line stretch near the beach of 3 kilometers. Deja am făcut o promisiune, și anume că data viitoare când vom veni în Dubai ne vom lua o noapte aici la Burj Al Arab. Ion a insistat și de data asta să ne cazăm, dar totuși e un pic cam mult. O noapte de cazare pornește de la 1200-1300 de dolari pe noapte. Sigur, primești o suită de lux, în total sunt 202 suite de lux. Nu vorbim de camere de hotel, pentru că totul aici a fost dus la un alt nivel, ci vorbim de aceste suite, fiecare construită pe două etaje, suprafața minimă este de 170 de metri pătrați și ați văzut și voi, ajunge până la 780 de metri pătrați. Așa a început construcția hotelului Burj Al Arab. Înțeleg că s-a dăruit a fi o schiță ce poate fi realizată în 5 secunde, adică o imagine destul de simplă, dar emblematică în același timp, așa cum este opera din Sydney, turnul Eiffel din Paris sau alte importante construcții ale lumii. This was the first idea of the building before the completion of Burj. You can just see this was the original concept of the Burj Al Arab Jumeirah before the refined looks. Yeah. They say the interior cost around $1 billion in that time in 1990s for the whole
interiors of Burj. £500 million hotel. You can watch that video on the YouTube. Okay. It's a very crazy video. Thank you. Yeah. This is the first concept they got it in Burj. It works like a sponge, you know, sponge. Yeah. So this concrete blocks, when the water hits, it rotates under and comes out. So they maintain the constant level of the water so it doesn't increase. It's true that you have iPads with gold here? Yes, we do. For the guests? Yes, we do. Once you come from this room, iconic moments, you'll find one. There's there in every floor. In Burj Al Arab, we have it's used by the concierge at every floor. Okay, thank you. Yes. Putem bea un cappuccino cu foiță de aur, 120 de dirhami costă. Da, incredibil, next level. Deci am impresia că am ajuns în viitor, nici de cum nu mă aflu în anul 2021 în Dubai. Am impresia că am făcut o călătorie în timp, asta e cert. Uitați-vă și voi cum arată meniul. Incredibil. Da, bineînțeles că regăsim și aur și am înțeles că aici s-a bătut recordul cu privire la costul unui cocktail și anume $7,000, adică peste 27,000 de dirhami. Hotelul are un spital desemnat pentru țestoase, iar începând din anul 2004, programul a eliberat peste 1600 de țestoase marine salvate înapoi în Golful Arabiei. So you'll learn about events that are from the helipad, like David Guetta's performance this year on the helipad, even David Coulthard doing the Red Bull 7-star spin on the actual helipad. And that's the original car and the original DJ decks from David Guetta. De la acest platan a mixat David Guetta pe heliportul Burj Al Arab, iar aceasta este una dintre mașinile originale care a participat la cursa Red Bull desfășurată tot pe heliportul acestei clădiri. Uimitor. Alright, so we press it and we activate from here and then we get in. So what we do, we stand around the room. When we see each of these blue boxes, we have to place it in this box. Oh, okay. So when you scan, it gives you information. This is Madinah Jumeirah Resort. Deci trebuie să-l țin cu atenție pentru că este placat cu aur. It's very heavy. Alright, so you need to bring this box to the blue. Box, ah, the one you see also, so the blue. Rotate and... Ah, okay. Yeah. So this is the restaurant. Al-Mutar, yeah, on the 27th floor. Acesta este un tour virtual al hotelului Burj Al Arab pe care îl realizăm noi acum. Teoretic am vizitat două restaurante acum. Suntem undeva la plajă. Am ajuns și pe celebrul heliport. I think that's the picture you Ah, the only picture? Ok. Yeah. Aici a avut loc un celebru joc de tenis între Roger Federer și Andrei Agassi. Inclusiv Tiger Woods a lansat o minge de aici și este și heliport și teren de sport, da, excepțional. Avem și zona de spa, ia uitați că am găsit-o, haideți să vedem, Tali Spa. Da, Tali Spa. Ok, wow, arată incredibil. Acest spa este situat la 150 de metri deasupra golfului, la acest etaj ce ne așteaptă. Senegal. This is a restaurant. Yeah, here you can actually get the 24 karat gold. Oh. Cappuccino. So, hai să mergem la Golden 27. E un restaurant deschis recent.
unde produsele sunt cu foiță din aur, bineînțeles. Acum am făcut un joc de imaginație și m-am pozat alături de cele mai importante blocuri de aici, din Burj Al Arab. Abia aștept să văd fotografiile, la sfârșit o să le luăm. Foarte intensă experiența și foarte, foarte frumoasă. Este cea mai luxoasă locație în care am fost noi vreodată. Efectiv, suntem fără cuvinte. Totul este placat cu aur. Vedeți și voi marmură de cea mai bună calitate. Din acest tip de marmură au fost realizate sculpturile lui Michelangelo. Totul este adus aici la un alt nivel, la un alt rang de lux, de opulență, să-i spunem așa. Adică, mi se pare că ei scriu istorie cu hotelul acesta și, da, este uimitor. Acum, haideți să vedem ce ne așteaptă aici. Hi! Good! No, thank you. Coffee, please. Am primit aici cafea și curmale, stăm puțin, ne tragem sufletul pentru că suntem extrem de obosiți și vizual și fizic. Dar uite-te ce imagine frumoasă am eu aici în fața ochilor. Gata, s-a încheiat turul nostru la acest etaj. Sunt curioasă ce ne așteaptă. Ce surprize ne mai pregătesc cu oamenii aceștia. Doamne, simt că trăiesc un vis. De frumos e. Uită-te la coloanele acestea, uită-te la tavan. Înțeleg că este o încăpere unde tavanul este realizat din cristale Swarovski. Intrăm într-un lift din aur. Can I bring you downstairs? Yeah. Thank you. Ce experiență! Da! Ne așteptăm să vă împărtășim concluziile la sfârșit. Da, trăim intens aici și frumos. Hai să vedem încotro. Nu mai coborâm pe partea aceea, mi s-au înfundat urechile. Nu mai coborâm cu liftul panoramic. Da, panoramic. Mie îmi convine, deși aș repeta experiența aceasta oricând, adică ești la Burj Al Arab. Uită-te puțin cum arată tavanul liftului. S-au înfundat urechile. Liftul ăsta are o viteză foarte mare. Și surpriză unde ajungem. În lobby. În lobby, nu? Și iată că tot vorbeam de cristalele Swarovski, am ajuns în celebra încăpere. Peste 21.000 de cristale ce reprezintă Calea Lactei avem acum în fața ochilor. Costul lor a fost de 1.300.000 de dirham și da, este cel mai mare plafon din lume construit sub această formă, folosind aceste pietre. 24.000 de metri pătrați de marmură statuariu au fost folosiți în acest hotel, mai exact 30 de tipuri diferite, pentru pereți, dar și pentru pardoseală. So here is the retail boutique, which is kind of souvenir boutique. Okay. So here where you can find like small souvenirs. Hello, good afternoon. The people can buy like just kind of memory of the experience that they visited Burj Al Arab and they are keeping some small jest or souvenir. So we will have like a wide range of notebooks, even mugs, handcrafted cups as well, engraved with the inside Burj Al Arab. We do have a chocolate, which is in-house made in Burj. Some of the items that they produced for Burj are exclusive only for us and they are not allowed to display it or even sell it in their online platform. De dirham, e o cutie de bomboane mare și 130 una mică. 95 de dirham e această agendă Burj Al Arab, un souvenir foarte drăguț, aș spune. Da. Even the post cards are the most low price, I would say, which is for 35 dirhams. Okay. It's a set of 10 postcards inside, all inspired by Burj Al Arab. For example, this is Cred că s-a încheiat turul nostru, ne apropiem de punctul de ieșire. Trebuie să mergem acum să ne luăm fotografiile pe care le-am făcut astăzi în două puncte, dacă mi-amintesc bine. Trei chiar, da, scuze, trei, că am uitat de suita regală. Doamne, cum a fost acolo, deci eu nu pot să uit. Câtă opulență, cât lux. Hai să ne luăm fotografiile, sunt curioasă cum au ieșit.
Stâlpul acesta este realizat din foiță de aur. Uitați-vă și voi. Amețesc uitându-mă așa și văzându-mă aici, văzându-mi reflexii aici. Și e doar un hol acesta. E un hol banal. Da. Și marmura asta, Doamne. Incredibil. Ce viziune au avut oamenii ăștia. Visul. Și da, și au pus în practică. Hi. Great. Great. Yeah, thank you. Let's have a look at your photos. These are the together ones. Oh, nice. Ia uitați-vă ce drăguțe sunt pozele. Ce bine îmi stă în suita regală, Ion. Wow, ce experiență! Incredibil ce am trăit noi, preț de 2 ore. Memorabil totul a fost. Cuvinte de laudă avem doar despre aici, Burj Al Arab. Nu poți să-ți dai seama ce au construit oamenii ai. Adică imaginea aceasta este emblema Dubaiului, este simbolul lui și iată că astăzi am reușit și noi, preț de 2 ore, să fim oaspeți și ne-a plăcut la nebunie. Adică mi-aș dori să vin aici să mă cazez măcar o noapte, măcar așa puțin de tot, să gust din experiența Burj Al Arab, pentru că nu e o simplă cazare, este o experiență, ai stimul peste tot. Aș sta și eu 24 de ore minim aici. Și n-aș dormi deloc, sincer, adică m-aș bucura de tot ce mi oferă. Incursiunea de astăzi a fost completă, pentru că nu doar că ne-am bucurat de imaginile pe care ni le oferă, de aur, de cristale Swarovski, de elemente arabe, de tot ce înseamnă design interior în Burj Al Arab, dar am și înțeles ce reprezintă fiecare culoare. Ce să spui? Încă suntem, știi cum îi zic, Ion, ciupește-mă, pentru că nu-mi vine să cred că am trăit asta. A fost destul de rapid totul, s-a petrecut foarte repede, foarte multă informație, foarte mult stimul vizual, oamenii extrem de drăguți. Chiar citeam aici că raportul oaspete-angajați este de 1 la 6, adică sunt 6 angajați pentru fiecare oaspete ce se cazează. Prețul reflectă întru totul experiența pe care o trăiești aici, pentru că este una cât se poate de complexă și completă. Norocul nostru a fost că am văzut crem de la crem, să spunem așa, suita regală. Mă gândeam că o să mergem într-o suită de lux normală, la care are acces un oaspete, precum suntem noi, dar priveliștea este uimitoare indiferent unde alegi să te cazezi. Celelalte suite sunt construite pe 2 nivele, adică ai dormitorul, să spunem, jos și baie, iar sus ai partea de living room și ce alte facilități îți mai pune la dispoziție suita. Da, uite că n-am reușit să bem cappuccino cu foiță de aur, dar am promis că revenim aici. Neapărat trebuie să ne cazăm o noapte și să trăim experiența. Mai strângem niște bani. Mai strângem niște bani, dar mai călătorim puțin, mai facem vlogul de călătorie și apoi revenim aici în calitate de oaspeți și ne răsfățăm puțin. Păcat că nu am văzut zona de spa și restaurante. Vă dați seama că nu putem filma chiar în orice încăpere, pentru că deranjăm oaspeții. A fost clasificat drept un hotel de 7 stele, el pe hârtie are 5 stele, dar de unde a pornit toată această idee cu 7 stele, pentru că și pe mine mă interesa să aflu de ce este privit în toată lumea drept un hotel de 7 stele. Ei bine, o jurnalistă britanică a participat la deschiderea lui, iar în momentul în care a văzut luxul, a văzut opulența ce se află în interior, l-a clasificat drept un hotel de 7 stele, pentru că nu are egal în lumea asta. Și da, am fost și noi aici, suntem extrem de fericit, sperăm că v-a plăcut vlogul de astăzi. Suntem așa ca niște copii, adică am mai spus, mă simțeam ca într-un parc de distracții, știi? Într-un parc de distracții la un alt nivel. Câtă muncă a fost, câtă viziune, câtă voință, câtă ambiție, că despre asta este vorba și câți bani, bineînțeles. Da. Așadar, lăsați-ne în comentarii părerea voastră, cum vi s-a părut Burj Al Arab prin ochii noștri. Personal pot să spun cu mâna pe inimă că este cel mai frumos hotel în care am pășit eu vreodată. Vă dați seama că nu prea poate fi egalat în lumea asta. Oamenii au fost primii care au făcut un astfel de sistem de 7 stele, între ghilimele, cum spunea și Andreea mai devreme. Un proiect atât de îndrăzneț. Pentru mine, dacă vrei poți, aceasta este concluzia călătoritului prin Dubai. Deci se poate. Da, acum cerul este voință. Limita. Ne vedem peste câteva zile cu un nou vlog de aici din Dubai sau cine știe, din alt colț al lumii. Să vedem ce ne așteaptă. Vă pupăm de la Burj Al Arab.